Bine v-am regăsit la Studio Politic. Eu sunt Anca Suciu. Numărul soldaților evacuați din combinatul Azovstal a ajuns la 1700. Asta spune Ministerul Rus al Apărării, care a publicat imagini cu spitalul în care sunt tratați răniții. Sute de luptători sunt în continuare însă în subteran, printre ei și comandantul rezistenței de la Azovstal, care refuză să se predea. În fața poticnelilor armatei sale, Vladimir Putin a ordonat suspendarea mai multor comandanți considerați responsabili pentru eșecul din Ucraina. Dacă sunteți proprietari de locuințe, adică mai mult de una, fiți atenți la dezbaterea din coaliție. Taxele ar putea crește, se lucrează la detalii, dar azi liderul PSD a dat un prim indiciu. Nu numărul de case va fi important, ci valoarea lor. Pe cine ar avantaja, pe cine ar dezavantaja, imediat la Studio Politic. Sunt percheziții la una dintre cele mai mari grupări care ar exploata copiii. Este vorba despre un clan care a trimis 10 de micuți la cerșit pe străzile din București. Unii dintre cei mici ar fi fost inclusiv agresat sexual. Jurnalistul Digi24, Valentin Stan, ne aduce acum mai multe informații. 10 suspecți sunt vizați de ancheta procurorilor de ICOT. Aceștia sunt acuzați că pe parcursul ultimului an ar fi abuzat 10 de copii. Erau ținuți aceștia în case din localitatea Jilava, de județul Ilfov. În fiecare dimineață erau puși în mașini și duși în zone circulate din București, cum ar fi zona Unirii, Dristor sau Mihai Bravu. Acolo erau obligați să rămână chiar și 12 ore, indiferent de condițiile meteo, și să cerșească, să vândă flori sau să spele mașini. De fiecare dată, suspecții îi supravegheau, stăteau destul de aproape de ei, în așa fel încât copiii să nu fugă sau să nu sune la poliție. Ancheta procurorilor a început în urmă cu 6 luni. Atunci au început anchetatorii să strângă probe și au destructurat această rețea. Cei 10 sunt acum la audieri la sediul DICOT. Pe lângă acuzațiile despre care v-am vorbit, spun anchetatorii că indivizii ar fi agresat sexual și unii dintre minori, în așa fel încât aceștia să rămână alături de ei, să nu fugă. Continuă ancheta, de altfel la percheziții au găsit procurorii peste 60.000 de lei, bani câștigați de copii și care au ajuns mai apoi la liderii clanului. Mulțumim, Vali, pentru informații. Aș vrea să continuăm acest subiect și să ne uităm înspre Parlament, pentru că o dezbatere este amânată în acest moment cu privire la ce poate face legislația pentru acești micuți. Înăsprirea pedepselor a fost o dezbatere începută în Parlament. Deocamdată este blocată în comisii și aș vrea tare mult să știu care ar fi argumentele și cum ar suna un astfel de proiect, ce ar putea face parlamentarii. Oana Țoiu, din partea USR, este alături de noi, deputat. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Din partea Partidului Național Liberal, senatorul Daniel Fenechiu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună. Ni se alătură și Constantin Toma din partea PSD, este primarul orașului Buzău. Bună ziua. Bună ziua. Și senatorul UDMR, Loran Tantal, de asemenea, este alături de noi. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și eu că ați acceptat invitația noastră și aș vrea să ne uităm înspre acest subiect. Micuți care sunt folosiți pentru cerșit, pentru muncă și se întâmplă în capitala României, o capitală europeană. Această grupare în acest moment este sub investigare. Sunt 10 persoane în acest moment care au fost prinse. Se întâmpla în Ilfov, deci aproape de București și în inima Bucureștiului. Bun. Ce s-ar putea face pentru acești micuți din perspectiva legislației? E important de spus că ăsta este un fenomen structural în România. Din păcate, nu e doar o excepție. România este de altfel și una din țările principale surse pentru traficul de persoane. Suntem sub lista de supraveghere a Departamentului de Stat din Statele Unite ale Americii cu avertizare pentru că nu am făcut suficiente progrese în direcția asta. Asta e vestea proastă. Vestea parțial bună este că s-au făcut câteva progrese. De exemplu, noi la nivelul cabinetului viceprimarului din București, Horia Tomescu, am derulat cu societatea civilă o campanie în autobuzele din București care să încurajeze cetățenii să semnaleze cazurile de cerșetorie forțată și deja sunt câteva dintre cazurile semnalate care au ajuns să fie judecate și luate
au fost preluate de poliția locală și ulterior duse mai departe în justiție. Aici, cum poate fi semnalată? Dacă vedem un copil care cerșește în București în acest moment, cum reacționăm? Sunt două posibilități. Una este varianta clasică de a suna la poliție la 112. A fost lansat și un telefon special pentru copii, pentru cazurile de exploatare ale copiilor sau nevoile lor speciale de ajutor, 119, unde sunt practic la nivelul întregii țări specialiști din zona de asistență socială care poate să îndrume cetățenii care sună inclusiv spre alte autorități competente în funcție de caz. Deci aici e o linie de intervenție și anume semnalarea acestor cazuri. Apoi, un alt lucru care s-a întâmplat anul trecut, când am avut noi mandatul în Ministerul Justiției, este că este pentru prima dată când a fost făcută în cadrul DICOT o secție specializată pentru combaterea traficului de persoane, unde astăzi sunt, după ultimele informații, 7 procurori specializați. Dar și la nivel legislativ trebuie să deblocăm legea al cărei co-inițiatori sunt, care reîncadrează din nou, practic, actul sexual cu un minor sub vârstele de 16 sau 14 ani la viol. E important de spus că România a avut pedepse mai severe pe asta în vechiul cod penal și au fost micșorate pedepsele, aproape de neînțeles pentru mine, cu modificările din 2014 și apoi în 2020. Domnule Fenechiu, vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți și avocat de meserie, până să ajungeți în Parlament. În acest moment dezbaterea bate pasul pe loc în ce privește năsprirea amenzilor pentru agresiunea sexuală împotriva unui copil. Care e poziția Partidului Național Liberal? Este pentru năsprire, fără discuție. Există în momentul de față mai multe propuneri legislative aflate în discuție în Parlament. Am așteptat un punct de vedere la Ministerul Justiției pentru că, din păcate, se întâmplă următorul lucru. Fiecare parlamentar de principiu este specializat pe unul, două domenii de activitate. Suntem unii care sunt juriști, alții care sunt economiști, alții care sunt ingineri, mă rog, alții care sunt agricultori, alții care sunt doctori. Și, în general, mergem pe competențele pe care le avem din viața civilă pentru a veni cu ceva bun în activitatea legislativă. Sunt niște zone de foarte mare interes, da? Cum ar fi, de exemplu, această zonă, zona circulației rutiere, anumite zone medicale, zona educației, în care foarte mulți parlamentari vin cu inițiative, care pornesc, sunt cu bună credință făcute, pornesc la necesități reale. Dar nu întotdeauna reușesc să vină cu niște soluții care să fie soluții, care să fie de spirit european, soluții care să aibă nu doar susținere politică, ci și eficiență în combaterea a ceea ce vor să combată. Și atunci noi ținem foarte mult cont de poziția Ministerului Justiției, pentru că Cătălin Predoi e ministrul al Justiției susținut de către Partidul Național Liberal. De ce nu dă acest punct de vedere? Da, avem puncte de vedere. Din 2020 a început dezbaterea, doar la o scurtă căutare, pentru că informația care a venit dinspre procuror este proaspătă. Au fost înnăsprite. Deci de Senat a trecut un proiect legislativ care înnăsprește, nu știu dacă tacit. Asta înseamnă fără dezbatere. Nu, dezbaterea au fost. Vreau să vă spun un lucru. Cetățenii nu înțeleg întotdeauna. Nu tot ce înseamnă tacit înseamnă fără dezbateri. Există situații în care dezbaterea nu se finalizează cum trebuie, din motive care pot consta și în faptul că sunt foarte multe propuneri de amendamente și nu se realizează un consens asupra soluțiilor care trebuie adoptate și atunci inițiativa poate să treacă tacit. Dar sunt inițiative care trec tacit, care au fost dezbătute în 2, 3 sau chiar 4 ședințe ale comisiei. Din punct de vedere al dumneavoastră, depinde foarte mult de proiectul despre care vorbim, dar avem această situație acum. În București s-a întâmplat, nu într-un stat uitat de lume din România, nu într-un oraș prost dezvoltat, în București. Vreau să vă spun un lucru. Noi facem această dezbatere sau sigur, dacă nu fără altă discuție, dezbatere? Fără discuție, da. Vreau să spun că există la nivelul Senatului României chiar o comisie condusă de Alina Gorghiu, care se ocupă de abuzurile împotriva copiilor instituționalizați. O sursă a cerșetoriei, a muncii forțate, o reprezintă copiii instituționalizați, care sunt luați din instituțiile publice, care funcționează pe lângă legea SPC-uri, și puși să cerșească, să prostituieze și așa mai departe. Și o comisie care are o activitate foarte laborioasă și care, cred că într-o lună de zile, va ajunge să prezinte un raport. A verificat o serie de ipoteze din întreaga țară și, mă rog, rezultatele vor fi extrem de interesante și finalul acestei comisii va fi și cu o propunere legislativă cu siguranță. Dar vreau să vă spun ceva imediat. Vreau să vă spun că nu întotdeauna lipsa cadrului legal
este lucru care încurajează așa ceva. De multe ori este vorba de maniera în care se reacționează față de acest fenomen. Începând de la reacția civică, foarte bine spunea doamna Țoiu, în momentul în care cetățenii semnalează, organele care au abilitate să rezolve aceste probleme sunt obligate să intervină. Pe de altă parte, au fost o sumedenie de situații în care deciziile judecătorești au fost foarte blânde, nu s-au luat măsuri, da? Și aceste situații s-au perpetuat. Deci nu putem spune că nu avem o legislație. Noi avem o legislație care, fără discuție, poate fi perfecționată și trebuie perfecționată, dar să nu se înțeleagă că pe legea de astăzi nu îi putem sancționa pe ăștia care pun copiii în București să cerșească. Să nu se înțeleagă așa ceva. Ideea este că s-a întâmplat, au fost în București, au abuzat inclusiv sexual copiii, au folosit în muncă și s-a întâmplat în București. E trist. Vreau punctul de vedere al fiecăruia, vă rog tare mult. Laurent Dantal, să vă ascultăm și pe dumneavoastră și apoi revin pentru un alt punct de vedere, sigur. Vă mulțumesc, doamna Suciu. Cred că domnul senator Fenechiu a punctat câteva chestii esențiale și nu vreau să le repet poziția dânsului. Ceea ce trebuie să repetăm și să punem din nou pe tapet, că din păcate acest fenomen nu este unul nou. Cred că doamna deputată a făcut referire la acest aspect. Deci acest fenomen nu este din păcate unul nou și acest fenomen sau cu acest fenomen nu numai în București putem să ne întâlnim, ci din păcate sunt și alte orașe din România unde fenomenul există. Acum, eu nu aș vrea să fac paralele, cum să spun, greșite, dar din păcate s-ar putea că în anumite momente opinia publică a pus focusul pe teme false sau a pus focusul pe niște teme care, dacă ar trebui să facem o listă de prioritizare, poate pe lista de priorități acest fenomen, ceea ce înseamnă abuzul minorilor, ceea ce înseamnă aceste acțiuni, activități, ceea ce au făcut oameni că au trimis minor la cerșit, ar fi trebuit să fie mult mai în față decât alte teme care pot să fie false. Știm din informații publice că sunt dosare unde, de exemplu, pentru trafic de influență, și să nu mă înțelegeți greșit, eu sunt de acord cu aceste amendamente din codul de procedură penală că pentru trafic de influență sau pentru activități de corupție să fie înăsprite și să fie într-adevăr sentințe cum trebuie, dar în această materie s-au dat decizii judecătorești unde pentru trafic de influență poți să faci 3, 4, 5 ani de pușcărie cu executare. Nu cunosc acum toate statisticile, dar clar în marea majoritate a acestor dosare s-au finalizat cu executare, iar în altele unde vorbim de cămătărie, unde vorbim de șantaj, unde vorbim de agresiuni sexuale, unde vorbim de agresiuni fizice, din vari motive aceste dosare s-au terminat cu suspendări sau cu alte sentințe mult, mult, mult mai blânde. Cum a spus și domnul senator Fenechiu, cred că e nevoie și de o presiune mai mare a poate opiniei publice, poate presa și, într-adevăr, unde se poate îmbunătăți prin cale legislativă, categoric sunt de acord că e nevoie de modificări legislative, dar, cum a spus și încă o dată, nu vreau Bun, dar scurt, din perspectiva dumneavoastră în Parlament, înăsprirea pedepselor, pentru că ne-a explicat mai devreme și Oana Țoiu despre această diferență a quantumului sancțiunilor, vechiul cod, noul cod penal, au fost îndulcite și atunci întrebarea este dincolo de opinia publică. Iată, e ora 15, e miezul zilei, se discută opinia publică, se discută la televizor, da? Opinia publică poate să-și ia informații și de aici înainte să se documenteze mai mult, dar în Parlament, ce ar trebui să se facă acum? Plecăm de la cazul acesta. Cel mai bun exemplu este cel, sau cel mai bun moment pentru a acționa este cel prezent. Deci, odată, cred că greșim cu toții dacă facem acea greșeală că din nou spunem că tot ce e rău și nu se rezolvă în această țară, vinovații sunt politicienii sau parlamentari. Da, este foarte important ca legislativul să vină cu legi îmbunătățite și cu legi care pot fi aplicate, dar acum, iarăși, să sărim în acea extremă, să spunem, generalist vorbind, că nou cod penal a fost îndulcit, iarăși cred că facem o greșeală. Eu nu sunt specialist în probleme penale, eu sunt în Comisia Economică de la Senat și președinte la Comisia de Energie, dar categoric, formațiunea pe care o reprezint, din totdeauna, dacă luăm problema pensiilor speciale, am avut un punct foarte clar,
legat de aceste probleme și, din păcate, nu ne-au luat în serios. Dacă mergem mai departe, ceea ce privește și codul de procedură penală, și acolo am avut poziții foarte ferme și clare. Încă o dată, ca și concluzie, da, legile care nu pot fi aplicate sau sunt rele sau nu sunt pentru secolul pe care îl trăim, da, trebuie îmbunătățite, trebuie regândite, trebuie refăcute, dar ca să tragem o concluzie și să spunem că acești minori au ajuns pe străzi pentru că, încă o dată, clasa politică nu-și face treaba, facem o greșeală. Și cum a spus și colegul meu, senator Daniel Fenechiu, a lăsa, în cazul unei legi care trece tacit, încă o dată, nu înseamnă că nu se fac dezbateri. În comisiile de specialitate, fiecare inițiativă legislativă intră și în acele comisii au loc dezbateri. Acum, încă o dată, trebuie să vedem punctual aceste propuneri legislative și, încă o dată, să nu tragem acea concluzie că noi, clasa politică, cu toții suntem proști și nu ne facem treaba și din această cauză sunt situațiile care încoace. Nu este un fenomen nou. De ani de zile există. Tocmai că nu este un fenomen nou, dacă puteți să vă luați acest angajament că discuția va fi reluată în interiorul UDMR cel puțin sau al grupului senatorial. Noi nu trebuie să reluăm, doamna Suciu, pentru că avem și noi oameni care sunt foarte fermi și sunt dedicați a tot ceea ce înseamnă probleme juridice. Avem reprezentanți buni și experți în domenii juridice în comisiile de specialitate și noi în cadrul UDMR avem în vedere aceste probleme și ne ocupăm și în programele noastre interne și în comisiile comitetului. Mulțumesc. Oana Țoiu, vă rog. O reacție scurtă. Eu nu cred că lipsa, ce ne lipsește acum, e presiunea opiniei publice. Totuși sunt peste 100.000 de semnături depuse inclusiv în Parlament prin platforma de click care cer practic crearea unei vârste sub care admitem că nu poți să îți dai consimțământul pentru un act sexual. Este clară lipsa de discernământ a unui copil sub 14 ani sau sub 16 ani nu poate să evalueze consecințele unui act sexual cu un adult. Avem în momentul de față în România sentințe foarte clare care spun că fetițe de 11-13 ani cu agresori de 19-30-40 de ani n-au putut să dovedească că au fost constrânse, n-au fost încadrate în unele cazuri la viol pentru că s-a considerat că n-au spus părinților imediat sau că au fost îmbrăcate nu știu cum. E important de spus că România din 2016 are o condamnare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul unei fetițe care a fost luată de un grup de bărbați din cimitir și violată în cimitir, și pentru că judecătorul a considerat că nu poate ea să dovedească că s-a opus, deși avea inclusiv dizabilități mentale, a încadrat asta la pedepse mai ușoare. Și României s-a cerut, inclusiv prin condamnarea de la CEDO, să clarifice legislația. În Senat, într-adevăr, am avut evenimente largi de dezbatere, inclusiv cu coinițiatorii Monica Berescu și Anca Dragu, unde a fost și CSM-ul, și Ministerul Justiției, și psihologi, și judecători, și organizații pentru protecția copiilor, și platforma civică. Și, într-adevăr, să nu vorbim larg despre clasa politică, să vorbim despre doamna Scântei, care a oprit ședința Comisiei Juridice în mijlocul votului, invocând că nu mai are cvorum, dar fără a publica niciodată lista de senatori care lipseau, spunând că, deși nu a depus niciun amendament care să îmbunătățească legea noastră, va depune ea o alta către să fie a PNL-ului și acum este bine mersi la Curtea Constituțională fără să fi depus un amendament care să îmbunătățească legea deja pe parcursul legislativ sau inițiativa proprie cu care să lăuda că nu și-a făcut treaba de președinte să supună la vot legea noastră. Asta s-a întâmplat la momentul dezbaterii acestei legi. Asta s-a întâmplat la momentul dezbaterii în Senat. Și o secundă, doar atâta vreau să spun. Eu n-am niciun orgol. Nu trebuie să fie legea lui Țoiu, legea lui Dragu, legea lui Berescu. Poate să fie legea lui Predoiu, poate să fie legea UDMR, poate să fie legea PNL. Realitatea este că în acest moment pedepsele sunt prea mici pentru asta, că în acest moment avem unele instanțe care cataloguează că victime de 11-13 ani și-au dat consimțământul și asta este absurd. Suntem singura țară din UE care n-are vârsta consimțământului în codul penal și că indiferent de unde vine soluția, noi totuși nu ne mai permitem să ne ascundem lăsând legile la sertar să nu fie votate, presupunând că așa ne facem treaba. Pentru că, deși opinia publică poate să se revolte, deși cetățenii poate să sesizeze poliția, numai Parlamentul și Guvernul poate să facă cadrul legal de care să se teamă de fapt și de drept agresorii. Vă rog, traficul de minori. 5-12 ani. De-ale 12 ani, 11 ani și cred că nu e o problemă de lege. Mergem mai departe. Dar știți că nu se dau pedepse maximale, da? Păi nu.
nu Parlamentul de pedepse. Păi bun, dar hotărâți-vă, ori e bun cadrul legal și nu mai are nevoie de îmbunătățiri, ori are nevoie de îmbunătățiri. Eu am spus altceva. Eu am spus că pe legislația de astăzi, da, proxenetismul, în situația în care avem minori, limitele pedepsei de la 3 la 10 ani se majorează cu jumătate. Deci este de la 4 ani jumătate până la 15 ani de zile. Problema individualizării este o problemă a sistemului judiciar. Parlamentul chiar creează cadrul legal. Deci eu cred că în momentul în care vorbim de pedepse, de la 3 la 10 și de la 4 jumătate la 15, nu poți să spui că nu ai un cadru legal. A, că poate fi perfecționat, că poți să vii... Poți să vii cu asta, dar marja de apreciere este problema individualizării pedepsei și care este la judecător. Relativ la povestea de care vorbește doamna Țoiu, a existat o dezbatere foarte bună, care a fost suspendată. Dar a fost suspendată pentru că Scânteia a avut vreun interes ca să oprească inițiativa lui Țoiu și a lui Dragul. Eu nu știu ce a spus. O să vin eu pe de colege mai bună. Deci eu în calitate de lider de grup și membru al Comisiei Juridice, îți spun cu toată responsabilitatea că nu a existat o decizie politică ca să vă blocăm inițiativa voastră. Și tu știi foarte bine că ați avut multe inițiative care au venit de susținerea mea și a colegilor mei. Da. Concluzia dumneavoastră este că cadrul legal nu trebuie perfecționat, dar nu este aplicat coerent. Eu am spus că e necesară îmbunătățirea cadrului legislativ. Și aici Oana are dreptate pe zona de raport sexual cu minor. Da. Pentru că în momentul de față legea sancționează raportul sexual cu minor și spune așa, ai o relație sexuală cu minor sub 14 ani de zile, ea este pedepsită. Dar nu e pedepsită ca viol. E pedepsită într-o formă mai ușoară. Uh-huh. Și din punctul ăsta de vedere, sancționarea acestui tip de abatere de la normele normalității, că bine spune, cu o pedepsă mai aspră, cu siguranță va face bine. Dar, repet, e o problemă în principal de individualizare. Noi, ca Parlament, vom putea să, și nu doar vom putea, cu siguranță vom face modificările necesare și vom crește pedepsele. Tot la individualizarea pedepsei vom ajunge. Pentru că judecătorul, având o marjă în care poate să aplice pedepsa, funcție de exigențele judecătorului respectiv, de maniera în care procurorii dovedesc faptele respective și de maniera în care de asprimea judecătorului în cauză. Pentru că pedepsele, cum bine a spus Oana, nu sunt egale. Da. Adică sunt situații comparabile, nu extrem similar, în care pedepsele pot fi de la 1 la 2. Deci sunt situații în care un agresor a primit 4 ani, sunt situații în care a primit 9. Mm. Da? Okay. Deci din punctul ăsta de vedere este foarte complicat ca într-un termen foarte scurt să ajungem la unificare de practică judiciară. Domnule primar Constantin Toma, poziția Partidului Social Democrat pe acest subiect. Și după ce au apărut aceste informații, acest clan care exploatează prin muncă, dar și sexual, copii în București. Este evident și PSD-ul este de acord cu ce au spus cei doi domni senatori și doamna deputat, pentru că este evident, trebuie să iei măsuri într-o astfel de situație, dar nu cred că mărimea pedepselor este problema, ci descurajarea acestor nemernici. Eu la Buzău am sectorizat, am împărțit în 12 orașul cu 4 polițiști de fiecare sector, care sunt în legătură efectiv inclusiv cu președinți de asociații, cu toți cei care pot da informații, ca să descurajăm fenomenul, inclusiv în autobuze. Nu mă refer la, eu știu, la proxenetism cu copii, mă refer la cerșit și mă refer, bineînțeles, la exploatarea asta prin muncă a copiilor. În rest, acești nenorociți, vă dați seama că nu prea cunosc legea. Ei fac faptele și nu se gândesc la lege. Că nu cred că sunt între ăștia, sunt foarte, foarte, foarte mulți intelectuali care știu și legile, să zicem. Important este să ne facem cu toții treaba. Și judecătorul să aplice pedeapsa cea mai dură în funcție de situația pe care o are în față și, bineînțeles, și legislația să fie adaptată, dar înțeleg la ce spune domnul senator Fenechiu că legislația este totuși destul de aspră. Dacă o aplici așa cum trebuie. Cum poți fi descurajat? Că ați repetat această expresie, să fie descurajați. Descurajați, adică ei văzut pe stradă, nu numai prin atitudine civică, noi ca și primărie avem în subordine polițiile locale și bineînțeles această faptă este o faptă ilegală și luăm măsuri ca atare. Deci nu-i mai lăsăm acolo să producă bani cu copii. Dar aveți statistici, ați putut urmări dacă au funcționat aceste patrule despre care vorbiți? Funcționează în fiecare zi, fac rapoarte. Problema este că la Buzău nu este o asemenea situație. Probabil că fiind mai dure au fugit la București și în altă parte. Eu ce să vă spun?
Deci nu e un fenomen la Buzău, eu știu, cerșitul cu copii și cu exploatarea copiilor în felul în care s-a descoperit în București, care exista acest clan care face aceste lucruri reprobabile. Mai există un element pe care aș vrea să-l menționez, și anume confiscarea averilor dobândite ilicit. Dacă ne aducem aminte de cazul Țăndărei, care a fost multă vreme prezent în spațiu media, acolo, deși traficanții au fost prinși în UK și s-a prescris fapta în România, ei au primit înapoi toate bunurile, nu-i așa? Vestea bună este că în Parlament, noi împreună în coaliția anterioară, am reușit să trecem și cred că cu votul unanim al partidelor, dacă nu mă înșel, o formă nouă a legii și anume imprescribilitatea acestor fapte. Deci nu mai poate să scape cum au scăpat la Țăndărei. Dar în momentul de față, averile dobândite din traficul de persoane nu sunt confiscate suficient și victimele nu ajung să primească, practic, resursele financiare de care au nevoie ca să-și refacă viața chiar și când scapă din lanțul de traficanți. Mulțumesc tare mult pentru această discuție. Vreau să luăm o scurtă pauză și când revenim să discutăm despre ce se întâmplă până la urmă cu codul fiscal. Sunt câteva ponturi până acum, câteva indicii pe care mergem. Nu știm exact cum va fi modificat și dacă va fi modificat codul fiscal. În continuare, dezbatere în coaliție, păstrarea cotei unice sau impozit progresiv. Ce se întâmplă însă cu impozitul pe proprietate? Ar putea fi mai mare pentru cei care au case mari, case luxoase. Revenim cu detalii. Din nou în direct la Studio Politic, se pare că Partidul Social Democrat a pus ochii pe casele luxoase. Dacă valoarea casei este foarte mare, ai putea plăti un impozit mai mare. Este indiciul pe care l-a dat astăzi Marcel Ciolacu. El spune că nu numărul de case va atrage atenția, ci valoarea caselor. Constantin Toma este alături de noi din partea Partidului Social Democrat. Suntem curioși care sunt discuțiile acum în interiorul PSD. La începutul anului, îmi amintesc, se vorbea de o declarație pe propria răspundere, o declarație de avere, astfel încât să spui ce venituri ai. În funcție de aceste venituri, la un moment dat discutau cei din UDMR de o taxare suplimentară a bogaților. 1% din cifra de afaceri se vorbea. În acest context ar include și casele? Cine are case luxoase, scumpe, ar putea plăti mai mult la impozit? De ce nu? Până la urmă este un gest de solidaritate și cel care are bani mulți și a făcut o casă mare poate să plătească și un pic mai mulți bani. Nu poți cu acest impozit unic, cotă unică, pentru că și impozitul pe case la primării îl fixează primăria, dar niște marge. Și aplici și la o casă mare și la o casă mică un impozit foarte mic. Nu mai spun că nu se aplică acel impozit la valoarea de piață, ci la valoarea pe care ai declarat-o cândva, eu știu, atunci când ai construit-o. Pentru că nimeni nu-și face o reevaluare a casei să vină cu ea să fie impozată. Deci trebuie să avem și un echilibru în societatea românească. Mă uitam la impozitul ăsta progresiv. Toate țările bogate l-au, numai țările din estul Europei, cele mai sărate țări din Uniunea Europeană, au cotă unică. Să ne gândim și la treaba asta, să ne uităm și la treaba asta. Revenind la acest impozit pe proprietate, lămuriți-ne puțin ce ar însemna, adică ce ar însemna o casă pentru care să plătești mai mult? De unde începe luxul? Probabil că se vor stabili niște norme, dar dacă acea casă, eu știu, eu de o jumătate de milion de euro, de un milion de euro, că va plăti în loc, eu știu, 10 milioane cât ar plătea acum, va plăti, eu știu, 20-30 de milioane pe an de zile, adică de 2-3 mii de lei, nici nu simte acel om acești bani. Este banii unei mese, pentru că are o poziție, are un standard, are și un impozit este mic față de veniturile pe care le are dacă a putut să-și construiască o asemenea casă. Ajutați-mă să facem un calcul acum, o simulare. În acest moment cât plătește pentru proprietatea sau un om care are o casă de jumătate de milion de dolari, ați spus? Milion de lei? Orice. Deci este, în sfârșit, la Buzău cred că avem 0,12%. Acum a fost 0,06%, ne-am dus la 0,12% din valoarea ei. Dar aceste valori, cum să spun eu, cred că toată lumea le declară la niște prețuri foarte, foarte mici. Inclusiv atunci când se fac tranzacțiile sunt la valori foarte mici. Deci la 0,12% din 500.000 de euro, să spunem? Nu, asta dacă a declarat cineva 500.000 de euro, dar nu sunt impuse la 500.000 de euro. Da, dar mergem pe scenariul în care la o vilă de 500.000 de euro
plătești 0,12%. Bine, ar trebui să se facă o valoare de piață a acelei construcții, pentru că în evident, momentul ăsta stă foarte prost la această situație. Deci e 600 de euro și ar să ajungă la 2.000-3.000 de euro, spuneți dumneavoastră. Ar trebui. Și care ar fi problema? Dacă omul ăla este bogat și încercăm să fac un calcul cu dumneavoastră, pur și simplu să ne gândim. De ce încercăm să ținem numai cu săracii? Trebuie să-i ajutăm și pe săraci. Sau de ce ținem numai cu săracii bogați? Haideți să asigurăm și un echilibru în această țară și să am ajuns la un standard și plătim pentru asta. Unde este problema? Să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor, credeți că ar fi posibil? Dacă se va aplica în luna iunie, pentru că modificarea codului fiscal, așa cum știți, trebuie să ai 6 luni după ce ai luat măsura modificării codului fiscal. Deci dacă s-ar lua această măsură în luna iunie, modificarea codului fiscal, îl vei putea aplica de la 1 ianuarie. Înțeleg că sunt niște condiționalități date și de, eu știu, semnarea Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Sunt niște condiții puse acolo vis-a-vis de creșterea impozitelor. Bun, domnule Fenechiu, în Partidul Național Liberal, cel puțin până în prezent, deși n-au vorbit liderii, sunt însă vicepreședinți, Laurențiu Leoreanu, Robert Sighiartău, care au spus că impozitul progresiv nu este o variantă care să fie acceptată de PNL. Totuși, în contextul în care, da, ceva mai relaxat a vorbit astăzi Marcel Ciolacu, nu atât de, n-a vorbit ca fiind o linie roșie despre impozitul progresiv, dar totuși, noi așteptăm în 2 săptămâni o prezentare din partea Ministrului de Finanțe cu privire la o trecere de la cota unică la impozit progresiv, care ar fi pragurile, nu le cunoaștem, dar care sunt discuțiile în PNL? Organizația pe care o reprezentați, oamenii cu care discutați dumneavoastră, parlamentarii, sunt de acord cu renunțarea la cota unică? Nu. Deci poziția Partidului Național Liberal în niciun caz nu este de renunțare la cota unică. N-au existat încă până în momentul de față discuții instituționale. Nu s-a discutat S-a discutat în ședința coaliției, că a spus-o premierul. Nu. În ședința coaliției s-a discutat, pentru că a fost adusă pornirea de zi de către PSD. Dar în cadrul Partidului Național Liberal există structuri cu atribuții în dezbaterea. Există, de exemplu, Comisia Partidului de Buget Finanțe, da? Care grupează toți specialiștii partidului. Există comisia care este pe zona juridică și de drepturi, da? Care la rândul ei va avea un punct de vedere pe o asemenea propunere. Separat de treaba asta, există celelalte structuri. Birou executiv, birou politic național, Consiliul Național, asociațiile care conțin aleșii, primarii. Cum s-au luat deciziile, îmi cer scuze că vă întrerup, dar la cum s-au luat deciziile în ultima vreme, a apărut că e o decizie așa, într-un cerc restrâns. Și ar putea veni primarul Nicolae Ciucă să anunțe că da, este de acord cu varianta pe care o propune Ministrul de Finanțe. Deci eu n-aș putea să vă confirm sau să vă infirm, eu ce pot să vă spun este ceea ce știu. Știu că nu s-a luat o decizie în acest sens, iar în ceea ce privește colegii senatori sunt împotriva renunțării la cota unică. Cota unică a fost practic nu doar o măsură liberală, ci o măsură care a dat foarte mult avânt economiei și foarte multor profesii liberale. Am văzut și eu o serie de studii care spun că în ipoteza în care introducem cota progresivă vom pierde o serie de specialiști calificați care, urmare a faptului că vor pierde bani și vor pierde bani mulți, probabil că se vor reorienta. Și că din perspectivă bugetară, renunțarea la cota unică și trecerea la un impozit progresiv nu ar produce pentru buget veniturile scontate. Eu nu sunt specialist în zona asta. Eu ceea ce pot să vă spun este că în activitatea mea introducerea cotei unice a fost extrem de eficientă. La momentul când a fost introdusă cota unică, eu vă dau un exemplu, în 2004 eu la 100 de lei încasați plăteam statului vreo 78 de lei. Dacă puteți concepe. Deci aveam 19% TVA, 40% impozit, 7% sănătate și mai aveam contribuțiile mele profesionale. Deci eu ca să încasez 21 de lei, practic facturam 100 de lei. Da? Deci 81 de lei plus TVA.
Și la aceste detalii se mai adaugă și faptul că e stufos. E stufoasă, e birocratică trecerea asta la impozitul progresiv, mai spun iar o parte dintre analiști. Birocratică nu este, pentru că vor exista, ar exista niște tranșe care sunt cât se poate de clare și la un moment dat funcție de venitul realizat te încadrezi într-o grilă, care e o sumă fixă plus X din ceea ce depășește. Nu matematica este problema. Filozofia este problema. Pentru că cota unică prezintă un mare avantaj. Este o egalitate fiscală pentru toți cei care realizează venituri. Încurajează să obții cât mai multe venituri. Adică, tehnic, dacă tu ai o sursă de venit și vrei să câștigi mai mulți bani, îți ia a doua sursă de venit. În momentul când apare impostarea progresivă, nu o să mai fi stimulat ca să-ți iei a doua sursă de venit, da? Pentru că banii suplimentari vor fi impozitat suplimentar, va fi o descurajare a celor care muncesc ca să acumuleze și din punctul ăsta de vedere sunt o sumedenie de probleme. Dar când PNL va lua o decizie... Bunătoi, cum vede USR această variantă? Și aș merge pe exemplu discutat mai devreme cu Constantin Toma. O vilă de 500.000 de euro, da? Să nu ne mai plângem, să nu mai plângem pe bogați, ce ne-a spus domnul primar. Sunteți de acord? Bun. Această afirmație? În primul rând, eu l-aș întreba pe domnul primar dacă și-a stabilit impozitele locale la plafonul maxim pus de lege, pentru că bănui că nu. Asta odată, instrument pe care l-are deja la îndemână. Dar haideți să clarificăm câteva lucruri. Este adevărat tehnic că România are în acest moment una dintre cele mai mici impozite pe proprietate comparativ cu restul țărilor Uniunii Europene. Dar sunt doi factori în momentul ăsta de care trebuie să ținem cont. Unul dintre ele este criza în care ne aflăm și prețurile foarte mari la facturile de energie, inflație și îngrijorarea profundă a românilor față de costurile hranei, costurile de locuire. Într-un moment de genul ăsta, nu vi se impui taxe noi. Și un alt lucru extrem de important este că în momentul de față, încrederea în felul în care sunt folosiți acești bani publici este foarte mică. De exemplu, nu știu, Elena Lasconi a pus GPS pe mașinile poliției, a redus consumul din bugetul local pe costul benzinei și a motorinei la jumate. În localități sau în locuri în care e bine gestionat banul public, primarii s-ar putea să n-aibă așa o mare problemă să ceară resurse suplimentare, inclusiv prin taxele pe proprietate. În locuri în care banii ăștia ajung să fie irosiți, ai o problemă foarte mare de încredere, pentru că întrebarea nu e dacă eu ar trebui sau nu să contribui mai mult, ci care e valoarea pe care o primesc înapoi, nu doar eu ca cetățean, ci toată comunitatea, din contribuția respectivă. Dar foarte important, dincolo de taxarea pe proprietate, este să ne uităm la taxarea pe muncă. Noi aici susținem de multă vreme și se știe poziția noastră pe asta. Credem că trebuie eliminată parte din taxarea pe salariu minim pe economie la fiecare dintre salarii, deci pe primii 2.500 de lei. Și cu varianta aceasta de deduceri pe care o propune PSD, ați fi de acord? Este așa. Sunt detalii, adică nu avem toate detaliile. Ce e foarte important de spus este că PSD-ul vine electoral și zice să-i taxăm pe bogați, să taxăm luxul. Noi venim și spunem, trebuie diminuate taxele pe salariile foarte mici. România are în momentul de față cel mai mare procent de salariați plătiți la salariu minim pe economie față de orice altă țară a Uniunii Europene. Noi avem 1.300.000 de angajați pe salariu minim pe economie. Dar e important totuși să spunem ceva și aici. Eu cred că în momentul de față cota unică este un mit, pentru că realitatea este că pe parcurs fiecare și-a creat propriile portițe de a nu plăti cota unică și cu tot respectul pentru avocați, pentru că prezenta domnul Ferenchiu cât era de mult, nu, cu 80 de lei din 100 de lei se duceau la stat. În momentul de față, totuși, sunt avocați care plătesc contribuții la sănătate sau la pensii mai puțin decât propriile secretare, dacă își plătesc secretarele bine. Pentru că contractul tipic de muncă are un sistem de taxare proporțional, pe când veniturile avocaților au un cu totul alt sistem de taxare. S-au redus, de exemplu, acum taxele pe muncă în agricultură. Și este adevărat și noi susținem că sunt mulți angajați la gri sau la negru în agricultură și e un sector cu o presiune foarte mare, care avea nevoie de resursă umană. Dar deși discursul public a fost în jurul mișorării taxării la salariile mici din agricultură ca să poată mai mulți oameni să lucreze formal, realitatea este că și-au pus plafonul la 30.000 de lei pe lună. De ce dacă eu am salariul 30.000 de lei pe lună, trebuie să nu contribui la sănătate și să nu contribui la fondul de pensii? Unde e asta justificat sau echilibrat pentru ceilalți români? Și PSD-ul nu doar că ignoră complet aceste subiecte, dar a creat aceste portițe. 30.000 pe lună? Da. Nu, dar sunt obligat să intervin pe o afirmație a Oanei.
cu contribuțiile avocaților la sănătate. Nu este o, nu este o facilitate pentru avocați, să ne înțelegem. Este o, este o prevedere legală care se referă la toate persoanele fizice autorizate, nu la avocați. Da? Deci tot ceea ce înseamnă prevedere... Bun, da, acum aici povestea arată la modul următor. Până în urmă cu puțină vreme, da, avocații și persoanele fizice autorizate, ca să nu doar de avocați, plăteau o sănătate 6,5-7% la venituri. Deci asta înseamnă că o persoană care câștiga bani plătea 6,5% fără să aibă prag. Da? Putea să ajungă să plătească cât plătește un salariat în 100 de ani. Nu, deci eu nu sunt împotriva pragului, ci cât de jos e el așezat. E bun, acolo este pragul acela așa a fost stabilit. Ar trebui să știm exact cum anume ar trebui, sau își dorește Partidul Social Democrat să impună acest impozit progresiv, ca să înțelegem exact în detaliu. Stați puțin, în sănătate e necesar să stabilim cu exactitate ce vrem să facem în sănătate. Da? Am ajuns dacă la final, vă mulțumesc tare pentru răspunsul. Continuăm discuția, cu siguranță vom mai afla detalii. Urmează știrile zilei acum cu Teodora Topeu. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc și invitațiilor că au acceptat invitația noastră.